Un grav accident rutier în care au fost implicate 5 persoane s-a produs miercuri 14 decembrie în jurul orei prânzului în localitatea Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa. La fața locului au ajuns un echipaj smurt, 3 mașini de ambulanță și o descarcerare. Victimele au primit imediat primul ajutor, după care au fost transportate la spital. Ca să nu intru în... Aveți obligația să păstrați o distanță suficientă. Păi, dar el s-a băgat între mine și mașina rarului. Înțelegeți? Și am vrânat ca să-i fac loc mai mult. Mai era o persoană în mașina cu dumneavoastră? Nu, eram singur. Am văzut asta, nu știu nimic eu. Am auzit buf și atâta. Ce să facem? Asta e circulația în România. Șoferii sunt cam grăbiți. Foarte grăbiți. Chiar acum am întâlnit încă cu un prieten, încă cu un om, și venit unul de la deal cu o frână bruscă și noi l-am întrebat, băi, dar așa, dar știi cu cine stai de vorbă? Du-și întreabă poliția și nu știu. Fii atent, un animal care merge cu o mașină foarte tare. Traficul în zona a fost oprit preț de câteva minute, astfel că ceilalți șoferi au avut puțin de așteptat. A fost anunțat prin apelul 112 despre un accident pe raza comunei Ruginoasa, satul Bozienii de Sus. Ne-am deplasat la fața locului cu autospeciala de capacitate medie și ambulanța SMURT. S-a intervenit pentru echipajul SMURT, a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical victimelor surprinse de accident, iar... Și s-a intervenit de asemenea pentru deconectarea bateriilor de acumulator pentru înăturarea pericolului de incendiu. Câte victime sunt? Din primele constatări care le-am făcut ar fi vorba de o persoană care conducea autoturismul Nissan. Și în celălalt autoturism ar fi fost 4 persoane. Deci în total 5 persoane au fost implicate? Deocamdată așa s-ar vedea, nu am niște date exacte, de asta urmează să se facă cercetări și să stabilească acest lucru. La data de 14-12-2011, pe DN15D, în localitatea Bozienii Noi, a avut loc un accident rutier, soldat cu vătămarea a mai multor persoane. Cauzele producerii accidentului ar fi depășirea neregulamentară din primele cercetări. Efectuăm cercetări în continuare pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a petrecut acest accident rutier. Rămâne de văzut care au fost cauzele care au dus la producerea acestui accident, după ce polițiștii vor încheia ancheta deschisă în acest caz.